Bună ziua, bună ziua, bun găsit la o nouă ediție Prim Plan Obiectiv, dragi telespectatori. Astăzi avem trei teme, de fapt două teme sunt medicale în prima parte, foarte interesante. Vă rog să vă așezați comod și să așteptați aceste două momente medicale din ediția de astăzi. Iar spre final vor veni doi prieteni buni de ai noștri cu o expoziție mai inedită, care se organizează în aceste zile la Muzeul Etnografic de pe strada Memorandumului. Va fi aici și cel care va expune, domnul Andrei Klein și directorul acestui muzeu, domnul Tudor Sălăgean. Despre Planul Național de Combatere a Cancerului, care a fost votat în Senat, despre mortalitatea cauzată de cancer, care ar putea fi redusă cu 15%, și despre multe, multe alte astfel de teme care sunt de un viu interes, le discutăm cu domnul profesor doctor Patriciu Achimaș-Cadariu, președintele grupului de combatere a cancerului constituit la nivelul Parlamentului Român, totodată fost ministru al Sănătății, deputat în Parlamentul României. Restul nici nu le mai spun. Bună ziua, domnule ministru. Bine ați revenit în platoul nostru. Bună ziua, domnule Cărensebe, și vă mulțumesc pentru invitație. Am dat doar câteva teme, câteva sumar, foarte sumar prezentate din ce ne propunem să discutăm. Aș începe cu o informație care ori mi-a scăpat mie, ori o știu doar trunchiat. A fost iarăși o perioadă când s-au evit niște sincope, niște probleme vis-a-vis de tratarea cancerului sau operațiile care țin de tratarea cancerului, ceva de genul acesta. Vă rog să mă corectați, domnule ministru. Nu, acum, probleme cu medicamente specifice există tot timpul și știm foarte bine problema cu prețurile mici ale unora, problemele cu aprovizionarea, sigur, și problemele unor instituții care nu-și fac treaba și nu se îngrijesc din vreme să-și facă, nu stocuri mari, dar pentru o perioadă, asta oricine poate să-și facă o estimare. Discuția care a apărut probabil săptămânile acestea se referă la o altă substanță care este utilizată în anestezie la trezirea pacienților. Exact, la asta mă refeream. Și care, din nou, care este produsă de altfel în România, care este iarăși la un preț mic și probabil că sunt discuții și vis-a-vis de acest lucru în condițiile în care prețurile de producție cresc. Au fost acolo unele mici probleme, dar am înțeles că sunt pe cale de soluționare. Atunci asta înseamnă că e o știre foarte bună din partea noastră și asta și așteptam să intrăm în emisie cu dumneavoastră, măcar clarificăm niște chestiuni pe care, dacă suntem undeva prin oraș la o cafenea, le auzim total. Da, uitați-vă, știți foarte bine despre ce vorbesc. Depinde și cum interpretezi știrea, dar și cum reușești să creezi o problemă din ea. Fără doar și poate există un fundal care trebuie rezolvat. Dar atunci când am întrebat la institut și mi s-a spus că, sigur, e o problemă, dar avem stocuri pe următoarele o lună, două luni, nu avem o problemă, putem să Institutul continuăm. Institutul Oncologic din Cluj, ca să... Da, de pildă, nu, clar. Da, sigur, dar și alte spitale din Cluj aveau această situație asigurată. Atunci am pus problema că aici lucrurile țin și de manager și de alți oameni care se îngrijesc sau nu de astfel de situație. Poți prevedea unele lucruri, sigur, sunt lucruri imprevizibile uneori, dar... Păi cum? Unii pot prevedea și alții, sau nu știu, cu ce vă explicați? Pentru că... E o chestie de performanță a managementului. Am înțeles. Atunci este absolut... Dar, dincolo de asta, sigur, este un fundal al problemei real și care trebuie reglementat la nivel național. Domnule profesor, Planul Național de Combatere a Cancerului a fost votat în Senat. Ce da, înseamnă? Și sunt foarte fericit pentru acest felicit lucru. Am mai parcurs încă o etapă, urmează Camera Deputaților, care este decizională, deci va trebui să treacă prin comisie, asta probabil nu sunt să faceți parte peste două săptămâni. Comisie, da? Bun, eu și toți ceilalți colegi. Și pe urmă să fie votată în Camera Deputaților, pe urmă sperăm să fie promulgată, dar abia atunci începe greul. Știți că am mai discutat noi pe o altă speță cândva, cu un an, doi, și exact asta mi-ați spus, dar exact tras la Indigo, era vorba despre o lege și mi-a spus când va începe de fapt greul propriu zis. Ca să înțelegem, domnule ministru, despre ce vorbim, pentru că unul la mână,
Și era de așteptat. S-a votat în unanimitate, că n-avea, nu știu dacă ar fi fost vreun coleg sau vreo colegă de la Senat de dumneavoastră care să nu fi votat pentru. La ce să ne așteptăm? Ce va aduce în plus? Care este plusul față de toate cele de până acum vis-a-vis de combaterea cancerului? Ca să folosesc un termen regional, va aduce o rânduială în lucruri. Adică, dincolo de faptul că suntem ultima țară care, din Europa care are un plan național de combatere a cancerului, ce înseamnă acest plan? Înseamnă o articulare, reglaje fine între piloni, între informare, profilaxie, prevenție, primară, secundară, diagnostic, tratament, paliație, cercetare, tot ce concură la a obține acele rezultate pe care ni le dorim, adică a prelungi supraviețuirea acestor pacienți, a transforma dacă putem boală, a o vindeca dacă putem, a o transforma într-o boală cronică, ceea ce discutam aici în platou în numeroase emisiuni, în a îi îngriji pe cei care suferă, în a le reda calitatea vieții celor care și-au pierdut-o, deci a privi, dacă doriți, sigur, holistic, poate că e un termen mare, dar cât mai global toată această problemă, care, iată, nu e o problemă a unui individ sau a 10 indivizi, e o problemă a sute de mii de indivizi, a sute de mii de românce și români care se confruntă cu această problemă. Domnule ministru, deci, până acum au existat, dar fragmentat, nu? Înțeleg bine sau greșesc? Toate aceste, hai să le spun așa, activități care țineau de această speță, de această problematică a cancerului și acum toate se vor regăsi într-un sistem foarte bine determinat și articulat. Și articulat. Deci nu greșesc prea. Unele au existat la nivel de dorință, dacă doriți. A, doar dorință. Dar trebuie să ai și putință. Ca să ai și putință, odată trebuie să ai un plan și planul ăla trebuie să aibă o finanțare, nu? Trebuie să putința aibă un buget. Include și partea financiară. Fiindcă, sigur, au fost multe legi, la unele nu s-au scris normele de aplicare, pur și simplu pentru că și se știa că oricum nu este un buget pentru ele și atunci, sigur, mai putem amâna. Ei bine, acum avem susținerea europeană prin planul european de combatere a cancerului, care vine cu 4 miliarde, sigur, pentru toate țările europene. Dar, sigur, atâta vreme cât ne plângem tot timpul că ne lipsește aia și aia și aia și acum avem posibilitatea de a ne completa bugetul. Nu spun că va curge lapte și miere. Nu spun că acest plan va schimba peste noapte lucrurile. E nevoie de multă, multă muncă, scriere de proiecte, implicare și mai multă muncă pe urmă pentru a-l pune în plan. Și de aceea poate și acele obiective care par modeste, dar credeți-mă, nu sunt pentru un prim plan de cancer. Franța e al patrulea, al cincelea plan de cancer. Adică acum ar trebui să așezăm foarte bine cărămizile la temelie și odată constituită toată structura la al doilea, la al treilea plan, să vedem cu obiective foarte mult mai ambițioase. Ce înseamnă, domnule ministru, câți bani vor fi în plus față de câți sunt acum? Câți bani vom fi noi capabili să atragem? Adică, banii ăștia vin pe proiecte scrise. Nimeni nu o să vină să dea României o sumă X. Acolo, dar foarte raportat, s-au pierdut așa, că nu se făceau proiecte și auzeam ulterior. Am mai fost întrebat lucrul ăsta. Cât sperați că veți atrage? Haideți să ne uităm cât am absorbit noi ca țară din fondurile europene. Cât? Știți bine procentul, e sub 50% din câte știu eu, din ce am fi putut. Nu mă aștept să fie cu mult mai mult, dar haideți să facem un efort să-i absorbim măcar pe aceștia ca să putem schimba cu ceva fața asta a acestei... Fără supărări, dar până acum de ce nu s-au făcut pașii aceștia? La ce vă referiți exact? Mă refer la acest plan pe care l-a aprobat Senatul și merge în Camera Deputaților. Știți bine că în 2016 am pus pe masa guvernului, eram ministru atunci, un proiect al acestui plan. La acel proiect mai era mult de lucru și lucrurile s-au schimbat enorm în cei 6 ani și trebuie spus în bine. Ceva mai mult decât un draft. Dar era un proiect al acestui plan, da. E pe un model european construit și atunci adunasem aceste date la nivelul anului 2016. Ei bine, atunci a fost abandonat. Dar nu exista poate nici această motivație pe care o avem acum de a ne putea asigura o parte din buget prin banii europeni. Deci acest proiect, acest megaproiect, hai să-i spun așa, se bazează în primul și în primul rând pe fonduri europene, da? Da, atâta vreme cât în acest moment Europa
aruncă un focus important pe cancer, este boala asupra căreia se concentrează, în următoarea legislatură va fi cu totul altceva. O perioadă foarte nefastă, din toate punctele de vedere, economic, războiul care se desfășoară în proximitatea noastră și toate celelalte pe care le cunoașteți și dumneavoastră, domnule ministru. Eu cred că e un act de curaj în astfel de perioadă să aduci în fața colegilor lucruri pe care necesită aprobări de orice nivel. Pentru că toată lumea încearcă acum, vrând nevrând, să se concentreze asupra, hai să fiu și mai dur, asupra facturilor de energie electrică și de gaze. Și este și normal, dar boala asta, până la urmă, nu dispare, dimpotrivă. Aici vreau să ajungem. Prin îmbătrânirea populației, vrând nevrând, incidența crește, deci rămâne o problemă și putem veni acum cu soluții reale și soluții validate în țări care au făcut performanță în acest domeniu. Planul de cancer este construit de ani de zile, se lucrează planul european, pe seama experienței și expertizei țărilor din vestul Europei, care au niște performanțe, repet, excepționale. Nu știu de ce, și pe vremuri, dar și acum revin la chestia aceasta, nu știu cât este de importantă, prin prisma unui fost ministru al sănătății, un om care până în ziua de astăzi este un medic practicant, adică dumneavoastră nu v-ați spus deoparte specialitatea de bază. Întotdeauna spuneam, foarte mulți au încercat să mă contrazică, un ministru al sănătății să fie un medic. Înseamnă mult treaba aceasta, domnule ministru? Pentru România, probabil că da, deoarece atunci când vezi oamenii mai este o condiție să spese de oameni. Într-adevăr, nu un slogan. Dar asta o dovedești prin ceea ce faci, nu ieșind duminica la târguri și vorbind de pe o tribună. Asta este o aiureală de 2 lei. Cred că dacă îți pasă de oameni și știi ce nevoie au, știi mai bine cum să răspunzi acestor nevoi. Altfel, sigur, într-o țară ca Germania, și acolo au fost medici miniștri, dar unde mecanismul este articulat, unde procedurile sunt... Ministerul de Sănătate a Marii Britanii nu este niciun medic, cred. Niciun medic? Și sistemul este unul dintre cele mai bune din Europa ca sistem, mă refer. Ce se explică? Pentru că există proceduri și întotdeauna medicii sunt chemați să-i ajute să le construiască. Sigur, sunt și plătiți pentru asta, nu sunt chemați să facă muncă benevolă, dar sunt specialiști care... Adică specialiștii sunt chemați pe niște chestii punctuale și de către nespecialiști, de către ne-medici. De către funcționari publici care sunt și ei foarte bine pregătiți și știu exact ce trebuie făcut. După momentul votului final de la Camera Deputaților, revin la ce a spus domnule ministru, atunci începe greul de fapt. Așa este. Ce începe atunci? Atunci începe... Pe limbajul nostru, bineînțeles. Atunci, practic, începe transpunerea în viața reală a ce presupune acea lege. Înseamnă niște norme de aplicare, dar dincolo de asta înseamnă să începem să ne uităm exact pe fiecare pilon ce proiecte se pot depune. Am început deja să ne uităm cu colegii, cum se creează consorțiile, cu ce e important să începem. Sigur, s-ar putea să nu putem acoperi toată plaja asta de proiecte, s-ar putea să ne lipsească. Dar care ar fi situația ideală? Situația ideală ar fi ca peste 5 ani de zile sau 4 ani să ne apucăm să scriem al doilea plan de cancer și să fi bifat o mare parte din obiectivele acestui prim plan de cancer. Obiective, dacă tot ați pomenit, cele mai importante care ar fi? Din punctul meu de vedere, un obiectiv important ar fi să avem o programă de educație pentru sănătate, care să cuprindă, sigur, și partea de oncologie aici, trebuie să fie mai largă. Lucrurile sunt interconectate, că nu putem vorbi de cancer fără a menționa și celelalte boli cronice netransmisibile, care au factor comun de risc. Nu, dar dacă nu o să facem o educație în școală, dacă nu o să înțelegem că dincolo de ecuații cu 7 necunoscute, trebuie să... Altfel ar fi arătat și pandemia, cred, dacă am fi avut această curiculă în școală.
Deci cancerul trebuie să fie și el parte acestei curicule. Trebuie să începem să vaccinăm pentru HPV, anti-HPV, ca asta putem să facem și avem o platformă, platforma de la vaccinarea anti-COVID. Treaba aceasta. În ce stadiu se află? Doar așa pentru... E partea planului, din nou, dar n-o să... obiectivul Europei de Vest este 90% acoperire vaccinală. Eu am zis, împreună cu toți colegii noștri, ne-am tot sfărmat mințile, care ar fi procentul și am făcut un calcul și credem că 30% în următorii 4-5 ani ar fi grozav. Raportat și la cel mai de succes proiect de vaccinare post-revoluțional, care a fost cel anti-COVID și care e tot pe la 30%, nu-i așa? Pe când se așteaptă acest vot în Camera Deputaților? Cred că în 2-3 săptămâni. Dar nu înseamnă numai vaccinare, înseamnă profilaxie, înseamnă screening, înseamnă diagnostic mai bun, înseamnă testări moleculare, testări genetice, înseamnă pregătirea chirurgilor pentru o chirurgie de bună calitate, înseamnă medicamente noi care să intre, inovație, înseamnă paliație, îngrijirea, înseamnă psihologie oncologică, înseamnă nutriție pentru acești pacienți, înseamnă foarte multe lucruri. Domnule profesor, la final, vă rog să ne spuneți de fapt ce se pregătește, pentru că înainte de a intra în emisie și îmi permit să dau din casă, am discutat un pic cu dumneavoastră și mâine plecați înapoi la București pentru o organizare foarte, foarte importantă. Despre ce este vorba? E a 5-a ediție a Forumului de Ginecologie Oncologică. Cred că ne-am mai întâlnit și am mai discutat. Ne-am mai întâlnit, da, exact. Da, am fost și președintele Societății de Chirurgie și Ginecologie Oncologică. Acum rămân un membru, dar un membru militant, și cred că e foarte important să continuăm aceste întâlniri, deoarece cancerele de sân, cancerele de coluterin reprezintă un fragment important și alte cancere din sfera genitală feminină și a planului de cancer, da? Sunt două dintre cele 5 localizări majore. E important ca specialiștii să se întâlnească, să schimbe idei, să vedem cât am progresat, fiecare pe specialitatea noastră. Deci asta nu e voie să o întrerupem. Când se va termina acest congres? Va fi vineri și sâmbătă, dar sâmbătă se face și iluminarea cecului, deoarece este un bun obicei, este luna cancerului dedicată cancerului de după ce reveniți, puțină odihnă și colegii mei vă vor aborda în mod sigur. Patriciu Achimaș Cadariu, mulțumesc foarte mult pentru prezența în studioul nostru și vă mai așteptăm cu mult drag. Noi mergem mai departe, dragi telespectatori, cu un tinerel, un copil foarte, foarte talentat. Locația lui, rezidența lui este în Patarât. Mai multe vedeți din materialul pregătit de colegii mei de la știri. Ce îmi vine în cap, aia desenez. De exemplu, ochiul de acolo reprezintă ochiul lui sora mea. Darius Ludwig iubește pictura. Nu știe cum a ajuns să-i placă atât de mult tot ce ține de desen. Pentru că în Patarât, acolo unde locuiește, oamenii nu sunt preocupați de artă, ci de supraviețuire. Pasiunea asta de unde vine exact? Nu știu. Așa îmi place mie. Și așa cam cât de des desenez? Nu știu, în fiecare zi. Aha. Fiecare zi. De acasă, orice face, orice prinde în mână, imediat desenează sau vede la desene, imediat face. Asta îi place lui. Eu i-am cumpărat carioci, creioane colorate, bloc de desen, ce am mai putut. Șansa lui Darius a venit anul trecut când a fost remarcat de membrii unei asociații care se ocupă cu promovarea tinerelor talente. Asociația a strâns cele mai bune desene ale lui Darius și a organizat o expoziție în centrul orașului Cluj-Napoca. Este prima sa expoziție cu licitație, ca să-i dăm o șansă nu doar lui, ci talentelor din comunitate, ca să vadă că se poate afirma. Talentul, de fapt, presupune muncă. E un prea plin, care poate să fie din N motive, dar e ceva care se revarsă, adică are nevoie să se manifeste. În urma licitației au fost strânși aproape 3.000 de lei. Darius a primit un telefon mobil, multe instrumente ca să-și practice talentul, dar și o ofertă pentru un curs de desen. Ți-a făcut un plan, nu știu, în următorii ani, unde ai vrea să ajungi? Să devin cel mai mare artist, ca Picasso. Darius speră ca într-o zi să se poată muta împreună cu familia într-un loc mai bun din Cluj-Napoca.
Am revenit în platoul de aștept spectator, mergem mai departe cu prim plan obiectiv. Așa cum v-am promis în deschidere astăzi, o ediție mai specială, mai medicală, hai să spunem așa. În această parte vom discuta alături de doamna conferențiar dr. Mirena Mann, domnia sa, tot o veche cunoștință a studioului nostru, director medical la Spitalul Clinic de Pneumofiziologie Leon Danielo din Cluj. Sărutmile, doamna director. Bună ziua, doamna doctor, e destul. Mulțumesc, doamna doctor, mult. Doamna conferențiar, de ce nu? Păi da, de invitație. Este meritul dumneavoastră. Comunicat de presă în fața mea. Probleme multe pe care le-am mai discutat cu doamna doctor în decursul lunilor, anilor precedenți, în special în perioada pandemică. Doamna doctor a fost de gardă nu numai la clinica unde slujește patria și populația țării, ci și aici la TVR Cluj, de ori de câte ori era nevoie de informații proaspete și veridice, ați stat la dispoziția noastră și acum am permis de față cu toată lumea să vă mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce ați făcut publicului nostru telespectator și nu numai. Noutăți în pneumologie, campanie de conștientizare a fibrozei pulmonare idiopatice. Nici n-am să continui pentru că am să vă rog eu pe dumneavoastră, doamna doctor, să ne spuneți mai prelimbajul nostru. Vă rog. Deci, mulțumesc mult pentru invitație. Motivul pentru care sunt aici, în afara prieteniilor care ne leagă, ține de această campanie de conștientizare. Practic, luna septembrie este luna fibrozei pulmonare idiopatice. Luna fibrozei pulmonare idiopatice, lună în care se celebrează în întreaga lume, este o campanie la nivel mondial, prin care se vorbește mult despre fibroza pulmonare idiopatică, iar mai nou și de alte tipuri de fibroză, care pot să impacteze viața acestor pacienți. Bun, până aici am înțeles, dar am să vă rog să revenim un pic la T0 și să începem cu începutul. Ce înseamnă această fibroză? Fibroza pulmonară idiopatică este o boală care apare în general la persoanele cu vârstă peste 50 de ani, cu mai frecvent bărbați decât femei, așa ca predispoziție, dacă vreți, care este dată de o reacție de apărare în exces, practic sunt niște cicatrici la nivelul plămânului, care apar secundare unei injurii despre care nu chiar știm. Ceea ce e important este că, fără să știm cu exactitate care este triggerul care a lezat peretele alveolar, organismul va reacționa în exces. Și cei mai deci rău... se știe de la ca ce și etiolog, de la, cu certitudine. Fumatul are un rol important. Anumite expuneri toxice pot să fie triggerul inițial, punctul de pornire zero, cum spuneați dumneavoastră. Ceea ce trebuie știut este că odată declanșată cascada asta de apărare, foarte probabil nu se poate auto-întreține singură. Deci nu mai am nevoie de un trigger continuu care să irite peretele și să determine, ci poate să meargă mai departe. Altfel spus, apar niște cicatrici care se întind. Și cred că ce e important care este... Care nu mai dispar? Că, nu numai că nu mai dispar, se întind progresiv, așa cum spunea domnul profesor anterior, cancerul se întinde și progresează. L-am ascultat și pe dânsul, desigur. Problema este că jumătate din pacienții cu fibroză pulmonară idiopatică, în absența tratamentului, vor muri în primii 3 ani de viață. Asta înseamnă că fibroza mea idiopatică este mai rea decât mult alte forme de cancer. Ai spus. Da. Cum se depistează? Sigur că... Acum toată lumea să se întrebe, bine, 3 ani, Doamne, ferește să ăsta, dar... Am odată o suspiciune, pentru că tot s-a vorbit anterior de prevenție. E greu să screenezi și să faci programe de screening la nivel național pentru o boală rară, pentru că vorbim de boală rară. Deci, în afara pacienților care au în familie rude cu fibroză, care trebuie să se
prezinte la doctor la niște controle de rutină. Ceilalți pacienți au aceleași simptome ca toată lumea. Vorbim de tuse, vorbim de oboseală, vorbim de... O tuse cronică? O tuse cronică care durează și care nu trece dincolo de o infecție obișnuită, dincolo de o răceală. Dincolo... Și de la o răceală, asta da, da, dacă nu trece, orice, poate răceala să-mi atragă un semnal. Și dacă se prelungește faza aceasta, se prezintă la medic? Deci se prezintă la medicul de familie de cele mai multe ori, medicul că nu toți pacienții vin. Medicul de familie poate să aibă niște semne care să-i atragă atenția. Practic, campania noastră nu vizează doar medicii pneumologi sau doar medicii, și medicii de familie și pacienții. Deci toată lumea trebuie să se gândească mai mult la fibroza idiopatică. Pacientul, posibilul pacient, la ce trebuie să fie cât mai atent în această cazuistică? Orice oboseală care nu trece, oboseală care apare, persistă și determină o scădere a toleranței la efort. Adică pot să fac efort tot mai puțin, obosesc înainte, urcam până efort? La etajul 4. Asta vrem. Ce da. Înseamnă efort? Urcam până la etajul 4 fără să mă opresc, acum urc până la 3 și poate... Dar poate că din cauza kilogramelor. Poate fi din cauza kilogramelor, poate fi din cauza bolilor de inimă și mulți pacienți întârzie să se prezinte la pneumolog pentru că își explică simptomele, oboseala, tusea din cauza medicației cardiace. Ceva foarte, foarte periculos. 3 ani de zile, da? 3 ani de zile merge decesul în absența tratamentului. Tratamentul este unul foarte anevoios, foarte... Nu neapărat. Problema este cum ajungem la diagnostic. Deci, dincolo de simptome, aici vreau numai să mai continui propoziția pe care o începusem legat de ce ar putea auzi medicul de familie. Când ascultă cu stetoscopul, în baza plămânilor, se aud niște sunete care ar putea să ridice această suspiciune, acele raluri crepitante care le putem întâlni și în diversele... După sunet vă dați seama... După că ar putea fi vorba, acel sunet în afara infecției, deci acele sunete la ascultația pulmonară, în afara infecției pulmonară, sau... dincolo de infecție. Deci a trecut infecția, nu mai am infecție, nu mai am picioarele umflate, că dacă am picioarele umflate mă gândesc că e de la inimă. Dincolo de asta, aud totuși niște simptome și cel mai important, sau ar putea fi am putea fi mai atenți. Odată cu COVID-ul am avut pulsoximetre. Aceste pulsoximetre care ne atrăgeau atenția că acea formă de COVID e mai severă dacă saturația scădea. Deja fiecare dintre telespectatorii noștri știu ce înseamnă saturație în oxigen și măcar ce înseamnă... Măcar exact. Mulți dintre ei, cei cu boli pulmonare cronice, au oricum acel aparățel acasă. Mulți le au acasă oricum. E bine să-l avem acasă? Acum n-aș vrea să creez o isterie. Eu vreau să conștientizeze lumea că există fibroză și dacă au simptome să se prezintă la medic mai repede. Pulsoximetrele se găsesc de vânzare peste tot, inclusiv la Lidl. Acum, sigur, calitatea lor... Nu, da, îmi cer scuze. Oșanul și Kaufland. Da, și ca să le avem pe toate. Da. Acum, nu le-aș recomanda neapărat pe acelea, că toate au o limită. Cu cât sunt mai profesionale, e o diferență între ele. Dar, teoretic, dacă vezi că atunci când faci efort, îți scade saturația mai mult de 4%, înseamnă că avem o problemă și trebuie să te duci la doctor. Suntem spre finalul discuției, dar mai am două chestiuni, doamna doctor. Prima, hai să recapitulăm foarte pe scurt și foarte punctat această problematică din punctul de vedere al posibilului pacient. Să fim atenți la ce, când, cât și ce facem. Deci, sunt pacient, am oboseală severă, am tuse, seacă, am desaturări, poate niște modificări la nivelul degetelor sau devenit așa mai ca și sticla de la ceas, atunci trebuie să mă duc la doctor. După aceea, medicul de familie, dacă consideră, îl va trimite la un pneumolog care, cu investigațiile pe care le putem face ulterior, o computer tomografie, o probă de suflat specială, putem să stabilim diagnosticul. Cu cât avem un diagnostic mai precoce,
inițiem tratamentul mai precoce și opresc progresia bolii. Există. Deci mi-a intrat chestia asta cu cei 3 ani, dar dacă se merge din timp, da? Atunci... Dacă se merge din timp, inițiem tratamentul cât mai repede atunci... și prelungim. Problema e că medicamentul oprește progresia, nu reversează boala. Mâine aveți o conferință de presă. Noi am depășit pe da. Dreapta cum ar da. Veni, care va preceda ce, de fapt? Conferința de presă precedă un eveniment științific la care vor participa toți medicii implicați și care au un cuvânt de spus, care au în preocupările lor aceste boli interstițiale, nu numai fibroza pulmonară idiopatică, și va fi o conferință de presă cu VIP-urile din fibroze de la nivel național, care vor participa la eveniment, cu un membru al Asociației Pacienților de Fibroză Pulmonară și, nu în ultimul rând, cel mai important, cu pacienții. Și atunci, acolo, pacienții vor este putea la liber pentru cei interesați care vor să participe sau doar tagma? Teoretic, n-aș putea să aduc la liber, nu știu cumva. Da. Dacă sunt pacienți cu fibroză, nu vor fi... conferința de presă este pentru toată lumea. Am înțeles. Deci nu este. Dar acum n-aștept pacienți care nu sunt diagnosticați cu fibroză. Dar poate că s-a pus problema măcar la un telespectator. M-aș duce pe acolo să văd care sunt noutățile, dar am înțeles nu, din nu este spusele pentru... Suntem la final, doamna doctor, doar atât. N-am cum să vă las din platou să plecați. Situația COVID-19 la nivel de Cluj, la nivel de județ, la nivel de clinică unde activați dumneavoastră și sunteți o specialistă care a trecut prin toate. COVID-ul nu mai este un babau care să sperie pe cineva. Ați auzit, nu mai este un babau, spune specialist. Există COVID, dar de cele mai multe ori nu mai sunt forme grave, severe. Avem multe locuri libere de COVID pe care le-am reutilizat pentru pacienții cronici. Nu mai sunt cazurile grave, locuri la terapie sunt. Deci, teoretic, acum trebuie să facem next step. Ne ocupăm de pacienții care au nevoie de noi. Doamna doctor Milena Mann, conferențiar și director medical la clinica unde activează. Mulțumesc foarte mult că ați popusit pe la noi. Eu vă mulțumesc succes că mă ajutați mâine să la această vorbim. Conferință de presă și la conferința în sine care se va ține după toate acestea. Vă mai așteptăm cu mare drag aici în mulțumesc studio. Mult. Mulțumesc foarte mult și eu. Un ultim material prefilmat despre caiac canoe pentru nevăzători. Mai multe aflați din material și intrăm pe turnanta ultimei părți a emisiunii de astăzi. Lacul din cartierul Clujean Gheorghen s-a transformat într-un loc sigur și accesibil pentru persoanele nevăzătoare pasionate de caiac. Mai multe boxe care emit sunete diferite au fost amplasate în apropierea imediată a lacului, iar sportivii s-au putut ghida după acestea. Proiectul care îl facem acum este de a accesibiliza caiacul pe un lac pentru o persoană nevăzătoare, dar îl accesibilizăm în așa fel încât aș vrea să nu îl ghidăm, exact ce ați văzut dumneavoastră. Vreau să-i pun boxele, să se orienteze după sunet și să aibă un antrenament, să vină un singur om, care este un antrenor care va fi de aici, din Cluj, care îi pune pe ei în caiac, le-a pornit boxele și de pe mal îi ghidează, îi lasă să meargă, să vâslească în stânga, în dreapta, cum își doresc ei. La eveniment a participat și Alex Benchea, cunoscut și ca alpinistul cu ochi albi, care a parcurs de mai multe ori traseul. Sunetele sunt distincte, mă apropii mai întâi de unul, apoi mă îndepărtez, mă poziționez în mijloc și mă îndrept către următorul, fiindcă sunt diferite, le pot diferenția, le pot distinge. Iar apoi revin aici. E simplu pentru mine. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a testat la rândul său traseul și a mărturisit că a încercat să parcurgă o scurtă parte a acestuia cu ochii închiși. Asta înseamnă până la urmă un oraș inclusiv, un oraș care căruia îi pasă de toată lumea și un oraș care se străduiește să facă tot ce mai bine cu putință pe această lume. Ați încercat să închideți ochii? Am încercat și era să amețesc. Așa încât n-am încercat prea mult, pentru că mi-a fost greu să-mi păstrez echilibrul după ce am și vâslit să închid și ochii să nu văd. Am încercat până la limita în care am avut tot timpul controlul. Pentru persoanele nevăzătoare, experiența a fost una de neuitat. Au ajutat sunetele sau după ce? Da, și sunetele și m-a ajutat puțin și Simina, colega. Îmi place că are legătură cu apa și e relaxant. Ce e mai greu, să te orientezi sau să vâslești? Să mă orientez.
Pe viitor, Asociația Kayak Smile dorește să aducă la Cluj și alte boxe speciale cu telecomandă, care să fie amplasate în cele 4 puncte cardinale, astfel încât nevăzătorii să-și poată crea diferite trasee mai ușor. Până atunci însă, antrenamentele de kayak vor continua la Cluj-Napoca. Săptămâna Europeană a Sportului are loc în perioada 23-30 septembrie sub motoul Be Active. Am revenit, așa cum v-am promis, dragi spectatori, pe ultima parte. Ieșim din sfera medicală și mergem către sfera culturală mai degrabă. Permiteți-mi să-l salut pe domnul Andrei Klein. Bună ziua, domnule Klein. Cred că toată lumea îl cunoaște, clujan și neclujan. Mulțumesc foarte mult că sunteți aici. Și domnul Tudor Sălăgean, domnia sa, fiind director al Muzeului Etnografic al Transilvaniei, îl salut cu mare drag, cu mare respect. Bună ziua, domnule director. Mulțumesc mult pentru invitație și ne bucurăm de evenimentul pe care urmează să-l găzduim. Eu doar atât am să-mi permit de pe acest mic flyer pe care l-ați pregătit cu ocazia unei noi expoziții, marca Andrei Klein. Ne-a obișnuit deja domnul Klein cu foarte multe astfel de expoziții, tot mai interesante și mai interesante, nișate, nenișate, și mai multe o să auzim de la domniile voastre. Titlul generic al expoziției, care se va deschide pe data de 9 octombrie, anul curent, la orele 17, la Palatul Reduta, adică gazda fiind domnul Tudor Sălăgean, se numește Între lagăr și artă. Dacă ar trebui, domnule Klein, foarte pe scurt, să mai faceți o adăugire la acest titlu, Între lagăr și artă, ce ați puncta? În primul rând trebuie să spun că sunt supraviețuitor al lagărului Mogilev Podolski din Transnistria. V-am lăsat pe dumneavoastră să punctați treaba aceasta. Da. Tatăl meu, în acest lagăr, a fost sortat într-o grupă de muncitori pentru refacerea unor utilități. Prin această acțiune, trebuie să spun că s-au salvat circa 10.000 de deportați. Tatăl meu a avut ocazia acolo să facă niște mici piețe pe care le schimba pe alimente. Lucrul acesta a ajutat, bineînțeles, la supraviețuirea copilului, dar adevărul este că nu eram singur acolo. Eu m-am născut în acea locuință, o cameră de 3x2, în care stăteau două familii. Familia Klein și familia Gottlieb, acolo era și o fetiță de un an. Deci am supraviețuit până la deschiderea, până la eliberarea lagărului, de fapt, doi copii. Aici este legătura, de fapt, cu această expoziție. Tatăl meu, întors înapoi, s-a ocupat de ceea ce știa cel mai bine, de lucrări intarsie, pe care de obicei le expunea în diferite expoziții. Niciodată nu a vândut din ele. Fantastic! Eu am moștenit circa 140 de piese care, din care vor fi expuse în această expoziție. A doua parte, de fapt, este doamna Gottlieb Roja, care are niște picturi destul de interesante, zic eu, nu sunt critică de artă, vizitatorii vor aprecia. Da, vizitatorul întotdeauna este cel care pune punctul pe i. Punctul pe i e să ales circa 90 de piese din 600 de desene pe care eu le dețin. Domnule director Sălăgean, în mod sigur deja cunoașteți acest material vast pe care l-a prezentat
Domnul Klein, în primul rând v-aș întreba de ce să meargă publicul clujan, care este deja obișnuit cu astfel de evenimente culturale găzduite de Muzeul Etnografic, pe de o parte, pe de altă parte, cam pe unde se înscrie, pentru că dumneavoastră aveți o vastă experiență în cadrul acestui muzeu, cam pe unde se înscrie, în ce notă, în ce zonă se înscrie acest material vast pe care îl va expune domnul Andrei Klein? În primul rând aș vrea să spun că este o adevărată onoare și plăcere pentru noi să colaborăm încă o dată cu domnul Andrei Klein. Acum îmi amintesc că practic seriile de expozițiile au loc la intervale de 4 ani sau așa a fost până acum. Expoziția dedicată lui Ernest Jan Klein, prima dintre ele, a avut loc în anul 2014. În anul 2018 am avut expoziția care prezenta o părticică foarte mică, dar extrem de relevantă din activitatea de colecționar a domnului Andrei Klein. Iar acum, iată, această expoziție extraordinară, care este bazată de asemenea pe ideea domnului Andrei Klein de a pune împreună și de a sublinia felul în care două destine umane, două destine ale unor familii, în împrejurările dramatice, tragice ale acelei perioade extrem de triste, 1940-44, s-au intersectat și au dus, iată, la nașterea a 2 copii în condiții extrem de grele și la începerea a 2 vieți extrem de relevante. Practic vorbim despre oameni și aici mă refer și la Erno Klein, oameni care ei au ales la un moment dat, în 1940, să trăiască în România. Ei puteau opta pentru oricare dintre cele 2 variante. Iar iată că, practic, România i-a trimis într-un lagăr în Transnistria. Familia Gottlieb este de asemenea o biografie extrem de interesantă, cu mișcări, cu evadări din lagăre, cu lucruri absolut extraordinare pe care le-a trăit această familie. Și iată că avem 2 reprezentanți ai acestor familii care și-au transformat experiența de viață într-o formă de exprimare artistică care este una semnificativă. Formă de exprimare artistică, așa cum a spus domnul director Sălăgean, și am să îmi permit să mă leg de această idee. Domnule Klein, foarte mulți dintre noi știu cam așa. Supraviețuitorii și aparținătorii lor o perioadă foarte îndelungată, dar la unii probabil chiar și acum se practică silenzio stampa, adică nu se vorbește, nu se pomenește de acele vremuri incredibil de groaznice. Dumneavoastră veniți și exact așa cum spunea domnul Sălăgean, prezentați prin diferite metode de ani de zile și aceste prezentări duc la, vrând nevrând, la sensibilizări. Cum vedeți, cât de sensibilă este societatea noastră față de aceste momente groaznice ale istoriei? Trebuie să spun că societatea în general, omenirea și din alte țări, nu numai din România, este sensibilă în mod general. Problema e poate legat de ceea ce s-a întâmplat în România. Sunt foarte mulți care neagă că în România s-a întâmplat, să nu spunem holocaust, să spunem deportări. Nu e adevărat. Sunt supraviețuitori
în viață, sunt printre tinerii care au rămas în viață. E datoria mea, și asta fac de ani de zile, e datoria mea să conștientizez că a fost Transnistria, au fost deportări din România, e adevărat că majoritatea din Bucovina de Nord, dar Bucovina de Nord aparținea la un moment dat, în momentul deportării, 1941, aparținea României. Deci, eu nu doresc altceva decât să păstrez memoria celor care nu mai sunt cu noi și să conștientizez că a fost și în România o tragedie. E un punct negru în istorie. Așa este. Domnule Klein, imediat am să vin către istoricul Tudor Sălăgean să încercăm să clarificăm câte și ceva. Spuneți-mi, vă rog, supraviețuitori în Cluj, în Ardeal, în România, pe care îi cunoașteți, cu care țineți legătura, mai există? Există. Mulți există. La număr, puțin? Nu, sunt foarte puțin. Nu doresc să amintesc acum, dar sunt foarte, foarte puțin, foarte în vârstă, tot mai în vârstă. Mă bucur că sunt printre noi, dar ei provin din deportările de naziști și de hortiști în Auschwitz. În Auschwitz. Deci o altă zonă. Tragedia nu se poate împărți. Nu. E o singură tragedie. Absolut, tragedia este locațiile tragedie. Sunt diferite și curios este, pentru mine cel puțin, curios este că despre deportările din România populația știe foarte puțin. Domnule director, domnule istoric Tudor Sălăgean, în primul rând, în calitatea aceasta vă întreb, cu ce se explică? Adică când se știe prea puțin, nu cred, nu pot să cred sau nu vreau să cred că din rea credință. Probabil că sigur a existat o tendință generală de a evita aceste adevăruri foarte triste. E o tendință cumva firească într-o societate, chiar și într-o istoriografie, de a nu aborda teme care nu convin, inclusiv la nivelul specialiștilor. E un reflex uman, de fapt. Este un reflex uman, într-adevăr. Nu sunt probabil foarte mulți specialiști care doresc să-și construiască o carieră investigând asemenea subiecte, dar asta nu înseamnă că aceste teme nu există, aceasta nu înseamnă că deportările, că lagărele nu au existat și nu înseamnă că România nu a săvârșit, guvernul de atunci nu a săvârșit acte abominabile împotriva unor cetățeni ai lor, ai acestui stat. Probabil că și această expoziție, care va fi deschisă, așa cum am spus, în data de 9 octombrie la Muzeul Etnografic, se va integra în rândul acestor încercări despre care ați pomenit și dumneavoastră, domnule Sălăgean, de a clarifica, de a aduce în fața publicului unele momente istorice mai puțin cunoscute. Eu vă mulțumesc foarte mult, domnule Klein, că nu vă lăsați. Și așa cum a zis domnul Sălăgean, din 4 în 4 ani, pe puțin, așa, veniți cu o nouă expoziție, cu un nou material care trebuie neapărat vizionat de către contemporanii dumneavoastră, contemporanii noștri de aici din Cluj și nu numai. Deci, oameni buni, între lagăr și artă, din creația a doi supraviețuitori ai lagărului de la Mogilev, Ernő Klein și Roža Gottlieb. În data de 9 octombrie 2022, orele 17 la Palatul Reduta, memorandumului numărul 21, toată lumea știe unde este muzeul, vă așteaptă cu mare drag și directorul acestui muzeu și domnul Andrei Klein, care de fapt este motorul acestei creații,
acestei expoziții. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, domnule director Sălăgean. Din nou, felicitări pentru toate aceste evenimente inedite pe care le organizați. Atât, oameni buni, pentru astăzi la Prim Plan Obiectiv. Să fim cu toții sănătoși și nu uitați, rămâneți pe toate canalele televiziunii române. La revedere!